Îl salut pe halterofilul Alexandru Șpac, ales cel mai bun sportiv moldovean în 2016. Alexandru, bună seara! Bună seara! Alexandru, în trecut te-ai clasat pe podium la europene, acum locul 5 la Jocurile Olimpice pare un rezultat mult mai bun. Este 2016 cel mai bun an din cariera ta? Da, sigur, anul 2016 este cel mai roditor în cariera mea. Am evoluat la campionatul european unde am fost calificat, deja trebuie să îndeplinesc ultima calificare pentru Jocurile Olimpice și rezultatul de la Rio sigur că este foarte bun personal pentru mine și cred că și pentru federație și pentru țară, dar cred că nu se mai termină cu aceasta. Ai fost desemnat cel mai bun alături de Zalina Margheev, care de asemenea s-a clasat pe locul 5. Ai fost la competiție când a participat Zalina la Rio. La un moment dat era pe locul 3. Cum ți s-a părut evoluția ei? Da, sigur, am fost. Zalina, finalele la Zalina au fost după competiția mea și nu am putut să nu fiu, fiindcă suntem colegi nu doar pe sport, dar și la serviciu și am evoluat, într-adevăr a fost, spunem, nu la un pas, dar la jumătate de pas, poate mai puțin, de la medalia olimpică și chiar am crezut că va fi medalia, dar la ultimele încercări, ultimele aruncări a fost un pic depășită de colegii ei, însă de asemenea locul 5 pentru cariera ei este de asemenea bun, fiindcă la ediția Jocurilor Olimpice precedente a fost a 8-a și acum a 5-a, este progres, rezultat s-a crescut. Și până la urmă, bravo. Zalina n-a fost la prima participare, tu însă ai fost pentru prima dată la o ediție a Jocurilor Olimpice. Spune-mi, cum a fost toată această perioadă de pregătire, însuși participare? A fost o perioadă stresantă? Da, este prima evoluție la Jocurile Olimpice în cariera mea. A fost o cale destul de grea, fiindcă am avut campionate mondiale de calificări, pe urmă din 5 cote inițiale am rămas în federație doar cu 2 și au fost problematic de a decide, federația să decide care doi sportivi vor evolua la Jocurile Olimpice. Am mai avut un concurs național în luna iulie și m-am calificat cu succes, dar este o cale grea și din punct de vedere, fiindcă crește asupra ta crește responsabilitatea față de țară, față de federație, fiindcă îți acordă această prioritate de a participa la Jocurile Olimpice și trebuie de dat dovadă de un rezultat bun, de o evoluție bună și m-am stăruit. Sunt bucuros. Până la urmă, acest loc 5 de la Rio ți-a dus titlul în topul la PSM și cel mai bun sportiv din municipiul Bălți, de acolo ești originar. Ce înseamnă aceste titluri pentru tine? Cred că singur titlurile le spun despre ele, fiindcă cel mai bun ești cel mai bun. Dar sunt bucuros că sunt apreciat și în orașul meu natal cu rezultat și presa sportivă a decis să fiu cel mai bun sportiv, înseamnă că am dat dovadă de un rezultat bun și oamenii au avut încredere și eu am demonstrat ceea ce pot. Și până la urmă, halter este un gen de sport deloc ușor. De unde atâta putere, motivație? Motivația mea a adus-o, cred că tatăl meu, el și este și antrenorul meu. De mic am avut acasă și m-am jucat cu medaliile tatălui și am fost adus la vârsta de 6 ani în sală și asta a fost ca o tradiție familiară, fiindcă este o familie de sportivi, mama a practicat atletism, acum este profesoară de educație fizică și cred că asta la orice unde nu mă opream era ceva legat cu sportul și asta și a fost, cred că, o motivație. Care o păstrez până acum. Și până la urmă e o meserie. Sigur, sigur, este o meserie, fiindcă unii spuneau că tu practici sport. Eu zic, da, la mine 2 antrenamente, un pic mai puțin ca ora de lucru la o persoană oricare. Adică 8 ore lucrătoare eu poate nu le adun, dar toate 6-7, da, pe deplin. Fiindcă în aceste 2 antrenamente. Și sigur că este o meserie, dar, cum spuneți, deloc ușoară. Dar ce sfaturi le da celor care vor să facă halterul? Le-aș da un sfat să nu se teamă în primul rând de povestea cu aceea că nu crești,
fiindcă avem și cazuri ca colegi, ca Zbârne Andrean, care sunt mari și zdravi și frumoși, mai sunt băieți care sunt de asemenea, Anatolie Crâcu, care s-au dezvoltat și nu sunt doar mici, asta e un specific genului nostru de sport. Și să nu se teamă, fiindcă este un mod sănătos de viață și este un sport cu specificul lui, dar trebuie să-i simți gustul ca să-l înțelegi. Da, un alt halterofil, Oleg Sârbi, care este singurul moldovean care a devenit de 3 ori campion european la halter, mi-a zis la o emisiune că nu consumă de un an și ceva carne. Da, sunt sportivi de acest gen care au poate regimul lor alimentar și nu consumă. Posibil că poate joacă rol și categoria lui de greutate, fiindcă el evoluează la categorie până la 56 de kilograme și este foarte greu de menținut greutatea proprie în așa categorie mică. Dar eu, spre exemplu, consum carne și mie îmi pare că eu fără carne n-aș putea ridica. El are altă părere, dar în sfârșit este principalul rezultatul și dacă câștigă campionatul european fără carne, să încă se simte bine el și fără ea. Asta e părerea lui. El se gândea să se retragă după Jocurile Olimpice de la Rio, unde n-a mai ajuns în cele de urmă. Acum vrea să participe la europene. Tu ce îți propui în 2017? 2017, da, este de asemenea un an greu. În aprilie avem campionatul european și în luna noiembrie avem campionatul mondial. Anul 2017 nu va fi campionatul mondial de calificări, însă de asemenea va fi greu și trebuie să ne pregătim, să ne antrenăm și sper că voi concura. Ai ca obiectiv calificare la Jocurile Olimpice din 2020? Da, sigur că da, dar le vom începe din mondialele 2018-2019. E dificilă toată perioada asta, pentru că mai sunt 4 ani și e foarte greu să te menții la un nivel. Da, e greu. La așa nivel e destul de greu de menținut, dar cred că vom lucra. Asta e meserie, cum am spus, și o să încercăm să ajungem cu succes și la Jocurile Olimpice de la Tokyo. În timpul liber, cum îl petreci? Pe perioada caldă a anului o petrec cu mare plăcere, cu colegul, cu domnul Igor Grabucea la pescuit. Asta este specific. Mulți spun că bălțenii tot stau la pescuit, dar asta îmi place, este un hobby și ne stăruim să petrecem așa la aer liber, să ne mai deplasăm un pic de la oraș, de la sală, de la zgomot, să stăm așa la natură. La pescuit preferă să meargă și selecționerul național de fotbal, Igor Dobrovolski, și președintele Federației Naționale de Fotbal, Pavel Ceban. Vreau să te întreb altceva, Alexandru. Ai devenit sportiv anului 2016 în Moldova, l-ai întrecut în top, bine, și Serghei Tarnovski, care a cucerit bronzul la Jocurile Olimpice, dar n-a putut candida din cauza suspiciunilor de dopaj. În trecut, mai mulți sportivi moldoveni au fost depistați pozitiv. Până la urmă, dopajul este o temă delicată pentru sportul moldovenesc. Da, sigur, este o temă delicată și aș spune că este o problemă mondială care a apărut și până la Jocurile Olimpice și după. Și să spun ceva concret, cred că nu pot da răspunsul în ziua de astăzi. Ați văzut singur și cazurile cu Rusia și cu America. Cred că nici specialiștii nu pot da un răspuns bun, cu atât mai puțin eu ca un simplu sportiv. Nu știu, timpul o să arăte ceva, dar și mai ales cu Tarnovski, tot așteaptă decizia, e în aer. Da, e în aer și să sperăm că totul va fi bine, fiindcă totuși e o medalie olimpică, dar deja să vedem decizia Federației Internaționale de Canoe Canoe, care o să fie. Și până la urmă e singura cucerită de sportivii moldoveni la Jocurile Olimpice. Da, la această ediție și și ar fi păcat dacă rămâne și fără medalie, care doar una o avem. Da, apropo, la ultimele ediții, din ce în ce mai greu obținem medale la Jocurile Olimpice. Și crezi că situația se poate răutăți sau se va răutăți în condițiile în care în alte țări se investește foarte mult în infrastructură, se finanțează sportul? La noi e cam contrariu. Da, sigur, la noi e contrariu față de când discuți cu colegii din alte țări. Un pic tare rămânem în urmă față de ei, dar da, din ce în ce, la fiecare ediție a Jocurilor Olimpice, Republica Moldova tot mai puțin și mai puțin participanți are. Este rău, dar
nu știu, poate dacă va fi altă atârnare față de sport, vor fi alte investiții în cantonamente, în bază sportivă, ceva care, spre exemplu, Federația de Haltere nu o are și posibil că s-ar îmbunătăți situația, dar vom vedea, nu este în mâinile sportivilor, ci a conducerii și sperăm că o să fim totuși auziți și ceva va fi, vor fi mișcări spre mine. Da, sperăm, speră toată suflarea sportivă să se schimbe, pentru că rămânem în continuare singurul stat fără bazin olimpic, fără stadion național. Sim, da. Și iată și Federația de Haltere într-adevăr n-are acea bază de care ar avea nevoie. Sigur, da. Alexandru, mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune. Mersi.